Nu cred că am spus asta vreodată. Sincer, mi-a părut rău ieri. Cum n-a spus, mă? Că am văzut-o pe Virginia plângând. Nu cred că am zis că nu văd o relație de lungă. Ceva de genul ai zis. Cândva ai zis ceva de genul. Bine, am zis. Nu am ce părere să am, dar, repet, mi-a părut rău pentru Virginia. A, deci empatizez cu ea, chit că nu v-ați înțeles bine în ultima perioadă, simți să empatizez cu ea. Normal. Dar cu Robi simți să empatizezi? Ce să empatizez cu Robi? Care... Relație. În momentul în care Virginia i-a spus că o să ia o pauză, a răspuns cu bine. Da, uite... Da, Giulia, ce voiai să răspund? Spune-mi tu. Bine. Păi voiai să o lungesc, să stau încă 4-5 luni cu ea și să o fac să sufere degeaba acum? Păi nu, dar în prezent recunoști, recunoști păi, că ai așteptat ca ea să pună punct? Nu, am încercat. Nu recunosc. N-am cum să recunosc asta, pentru că nu e adevărat. Ai încercat făcând glume în continuare cu altele. Ok, am încercat făcând glume în continuare, dar ți-am zis, dacă nu am simțit, acum ce vrei să fac? Să stau, să stau într-o relație, să... Păi nu, nu trebuia să mai stai, tu asta nu înțelegi. Păi nu, suntem, oricum noi suntem la început, Virginia, nu. Ați fost. Nu mai sunt. Am fost la început. Păi da, Robi, întrebarea e că tu tot spui, de, nu, dar tot spui că de ce să o mai lungești, păi dar nu te-a pus nimeni să o lungești. Păi nu m-a pus nimeni, pur și simplu am încercat, pui... pentru că nu mi-ești o persoană indiferentă, îmi place de tine, ești, dar atât, ce vrei, dacă nu... Și dacă nu ziceam eu acum, ieri, dacă nu ziceam ieri să o terminăm, tu ce făceai? Nu făceam nimic. Ah, exact. Patrick, voiam să te întreb. Ieri ai stat, ai avut mai mult timp, ai petrecut cu Roberta și cu Rebecca. Da. Mi-amintesc că spuneai la un moment dat că Roberta, nu știu, poate nu te-ai potrivit din punct de vedere al caracterului. Acum ieri v-am văzut că ați stat, ați discutat. S-a mai schimbat ceva în... Da, cu siguranță s-a mai schimbat. Am cunoscut o Roberta mai altfel față de cum am cunoscut-o și cum am perceput-o până ieri când am vorbit. Mi se pare o Roberta mai simpatică, mai pe placul meu, așa. Doar că nu ne-am dus în niște discuții foarte, foarte îndepărtate, dar pot spune că da, nu mai am o părere. Am înțeles că ați fost întrerupt de Robiș, că... A primit avansuri de la Robi, așa a spus Roberta. Avansuri? Da. Nu, am zis niște glumițe. Niște glume avansuri, care erau într-o tentă. A zis și avansuri. A fost întrebată de doamna Andreea și a spus că da și avansuri. Am făcut avansuri? Da. Mă rog, niște glume cu tentă, așa au fost. Vrească Dumnezeu. A, și când ai zis vrei să-ți demonstrezi că poți să fii cu mine, ce-a fost asta? Ălea erau la mișto, că te-am văzut aprins așa, că mă te rog. Tot întorceai, vorbeai cu Patrick și ziceam ceva și te întorceai cu spatele să mă întreb ce am zis. Băi, Roberta, ce ai, mă? Dar de ce vrei să o arunci mereu? Tu ești cel mai neasumat om. Păi nu arunc. Păi cum? Păi tu nu ești asumată, Roberta, nu eu. Păi dar tu făceai glume în eu continuu. Ce ai fi vrut să tac sau cum? Păi nu să taci, dar nu știu, mi se pare că tu le arunci pe mine, nu eu pe tine. Cu ce arunc eu pe tine când tu începi? Cu tot, cu tot. Păi dar tu începi. Ce începi? Ce? Tu ai început ieri. Nu te-am băgat eu în seamă, tu m-ai băgat în seamă. Cu ce am început mai eu ieri? Ați avut un dialog mai aprins. Stăteam la masă și vorbeam. Cu ce am început eu? S-a părut că nu mi-ai răspuns la ce te-am întrebat sau, nu știu, te stresam? Da, și de ce ai simțit să te bași tu când vorbeam eu cu Patrick? Pentru că aveam niște glume cu Cosmin acolo la masă și le auzeai și te întorceai? Nu, le făceai intenționat. Doamne, ferească Dumnezeu. Roberta, uite, la un moment dat tu îi spusesei lui că ceva de genul că nu are șanse cu tine sau, mă, da. În direcția asta și el atunci s-a supărat un pic. El n-are șanse cu tine. S-a supărat un pic și a zis, cum, eu n-am șanse cu tine, că vezi că dacă vreau, ceva exact, de genul. Că dacă vreau, te fac să, mă rog. Da, dar astea nu le-aș cataloga ca și pe niște avansuri. Alea au fost avansuri? Am venit la tine, te-am luat în brațe, te-am, nu știu, te-am atins. Nu știu dacă am zis exact avansuri, am spus că ai făcut niște glume și, mă rog. Rebecca, tu cum te simți? Eu sunt bine, tu? Bine, sunt și eu ok. Atât, gata? Bine. Bine, tu? Ce-ai făcut aseară? Am dormit, tu? Bă, noi nu am auzit toată discuția asta. Știu nu, eu n-am auzit deloc asta. Am vorbit și cu Roberta aseară. Eu n-am auzit nimic dintre... Ce, ți-a Robi zis și ție că am... Virginia? Noi am stat, am discutat, ne-am înțeles super bine. Am și râs, am făcut câteva glumițe pe acolo. Da, eu n-am auzit nicio replică dintre voi doi. Eram desprins de tot ce se întâmplă aici. Într-adevăr, am auzit vocile astea ridicate din partea mea, dar nu am băgat în seamă.
Voi ați fost la grădină, ați început să interacționați așa mai mult. Ce părere v-a lăsat conversația pe care ați avut-o în grădină? Despre ce ați discutat? Zici, Ștefan, tu. Mie mi-a lăsat o părere bună. În continuare, okay, trebuie să mai discutăm, să vedem tot ce se întâmplă. Okay. Doar că am, ce am observat eu ieri, din toată situația asta cu dansul și așa, când dansam cu Roberta, a ținut ea să facă schimbul cu tine, știi? Cu mine? Da. Ca așa s-a văzut. De acolo, nu. Dar nu e o problemă de chestia asta, pentru că și nu m-a plăcut să dansez cu Bianca, clar. Eu la un moment dat îi făcusem semn. Hai că n-am înțeles. Eu în timpul dansului, eu dansam cu Rebecca și tu cu Roberta. Și eu m-am uitat la Roberta și am făcut semn. Vrei să dansăm? Ai zis, hai să facem schimb. Și am zis, hai. Da. Și ai cooperat foarte repede și ai... Am cooperat. E bine. Și mi se pare că puțin s-a cam inversat situația. Ștefan, cred că ți se pare la fel. Pentru că știu că la un moment dat tu spusesei că ai avut un interes mai mare față de Roberta. Și eu am spus că am un interes mai mare față de Rebecca. Nu am spus exact cuvintele astea, am spus că m-am acum... Și amândouă au spus ieri că au un interes mai mare pentru Ștefan. Patrick, ce mai caut cine cu ace? Am auzit și treaba asta, mi-a spus Roberta. Și da, dar eu ieri am spus că renunț la treaba asta. La acest trio, pentru că ai văzut ceva de la Patrick. N-am spus asta, Ștefan. Eu am fost de părere asta. Când am spus asta, Ștefan? Nu ai spus. Păi asta și atunci? Asta am eu acum. Deci noi doi nu, acum... Asta a fost înainte ca eu să dansez cu Patrick sau să vorbesc cu el. A fost după. A fost înainte. A fost după dans. Am avut conexiune și am văzut momentul în care ai spus lui Ștefan și Rebecca că tu te retragi din... Nu e adevărat, știu sigur că a fost înainte de dans. Bine. Mie mi se pare nimic greșit momentan. Plus că oricum am observat că Ștefan e foarte gelos, fără motiv și... No, deja no. Chestiile astea mie nu-mi plac. Păi începe cu chestii, că bani, și nici măcar nu există nimic între noi ca să vină cu astea. Nu, ce nu ai înțeles tu din toată situația era că băieții au spus de ce te ridici de la masă. Nimeni nu m-a întrebat, mă, ce gândești în momentul ăla, de ce te-ai ridicat? De ce te-ai ridicat? În partea cealaltă era o fată, Rebecca, care mi-a spus, dacă vrei să vii să vorbești cu mine, poți să vii. Având în vedere că tu nu discutai cu mine și aveam o persoană care era interesată. A, și gen, tu m-ai ales pe mine să vorbești cu mine când a vrut Roberta sau cum? Nu. Ba da, așa o dăduși. Așa... Nu, așa o dăduși. Nu știu exact cum te explic toată situația. Bun, și ce ți s-a părut deplasat din ce am zis noi? S-a văzut clar că ai fost deranjat de faptul că nu discuta doar cu tine și ai vrut să te ridici să te... Dar nu aș fi vrut să discute doar cu mine. Eu în momentul ăla nu l-am văzut, eram aici. Așa ai zis mai devreme. Nu cred că era. Tu erai încă pe gasolina, Patrick. Da. Eram la voi, la fete, vorbeam cu tine și cu Larisa. Și atunci am avut timp să vorbesc cu tine, Rebecca. Da, și mai ales pe mine că Roberta n-a mai vrut, gen. Nu, trebuie să iau așa. Nu știu exact cum să explic toată situația. O iau cum vreau eu, oricum. Nu știu, mi se pare că Ștefanel al nostru este un băiat care iubește necondiționat puiuțul nostru și nu trebuie să-l interpretezi așa. Pentru că momentan trebuie să mă cunoști exact așa cum să vorbească cu tine pe bune. Chit că noi avem multe bifuri cu el aici în casă, el în privința fetelor chiar nu avem nimic să reproșăm și nu cred că te-a ales doar pentru că Roberta l-a lăsat sau chestii de genul ăsta. Dar oricum nici eu nu l-am ales acum pe el. Pur și simplu m-am îndreptat spre el, cu el n-am apucat să vorbesc, cu tine am apucat să vorbesc și am zis să apuc să vorbesc și cu el. Nu am ales nici eu pe el. Mă, vorbim. Nu se întâmplă absolut nimic mai mult decât o vorbă. Asta se întâmplă într-o cunoaștere și chiar și dacă te întreb ce faci, cum te simți, tot cunoaștere, pentru că vreau să văd cum ești, ce faci. Nu? Să rămână. E bine. E bine. Ești foc pe discuție. E bine. Păi da, nimeni nu mai zicea nimic. Prima zi de despărțire, Robi. Petrecerea burlacilor! Vrei să zic ceva, Robi? Da? S-ar putea ca după decizia asta să fii unul dintre băieții propuși spre eliminare. Nu poți, că ești lider. Nu, dar pe bune, chiar are sens să te extragi, că nu e ca și cum da, uite, pare suntem că... cupluri făcute. Da, adică, da, eu zic lucrurile în față. Nici eu n-am zis că l-aleg pe Ștefan. Adică... Roberta l-a pasat deja. Hai mă, pe Ștefan. Nu e vorba de cum dai la televizor, e vorba exact, pentru tine. Că... Plus că eu am văzut... Ai de ce să pui punct cu simțul că Ștefan are niște gesturi de gelozie și eu nu accept într-o relație așa ceva. Adică eu n-aș putea să... Poate doar ai înțeles chestia asta. Mie mi se pare prea...
adică mie personal mi se pare că Ștefan face mai mult pași spre tine, să știi, decât spre mine. Da, eu fac pași spre Ștefan. El n-ar avea de ce să facă chestii de gelozie acum cu mine. De ce chestii de gelozie? Ei a făcut, a fost niște chestii ieri și mi-am dat seama că el cred că ar fi foarte gelos într-o relație așa și fără motiv. Oricum nu mănânci. Asta... Companie, nici companie. Nu, că stau bine aici. Mi se pare gen că îți impui tu niște chestii. Oh, scut acolo. Prejudecăți, gen, nu știu cum se numește. Da, nu știu. Virginia, i-a făcut avansuri. Virginia, i-a făcut avansuri. Crezi că i-a făcut? Îmi dai și eu. Sau a avut aceleași glumițe pe care le-a mai avut și înainte cu mine, care erau fără tentă. Mai nu știu, știi de ce ar fi diferit cu ea și ar fi mai deranjant? Pentru că cu tine am înțeles, ok, sunteți pe același stil și zici că și tu i-ai permis și ați glumit între voi. Plus că noi am avut chestia aia la început și gen am rămas zis pe că... filmul nebun. Și la tine m-am gândit că putea să fie atunci ca relație dacă era să fie ceva, știi?